Stai dincolo. George se descurcă. Dar tu ești persoana de la care am așteptări. Intră în rol. Da, mă, da. Dar de jos. Exact cum e, știi, cu sora. Dacă te apropii de mine, Codruț... Nu îți face, mă, nimic. Termină-te. Nu mă interesează. Termină-te, Adriana. Nu mă interesează. Dacă se apropie de mine vreo unul... Bună, frații. Îl bat. Hai că de tine nu mă apropie. Dar nu, da, nu o să se apropie. Problema e alta, Adriana. Nu se apropie vreo unul. Se apropie unul. Nici unul, nici una. Nu stai acolo. Nu! Adriana, intră-le în joc, că intrăm și noi aici. Eu sunt Codruț și ea e cine? Tu ești Codruț și ea e George. Madalina. George! Da, te rog eu, fii sensibil. George, te rog frumos să nu mă mai influențez, da, te rog frumos. Lasă-i pâine. Dacă mai pui mâna odată. Vezi că nu trebuie să faci nimic. Lasă-i pâine, Madalina. Îți pun, Alexandra, mai pune toată mâna pe mine. Mă dă. Ce? Tu trebuie să faci și dacă n-ai auzit, Madalina, eu nu cred că Codruț a dus vreodată la George și l-a strâns. Hai, mă, glumești, Alexandra, ce-i? Nu glumești. Și eu am intrat un rol cum vreau eu, dacă tot am primit un rol, nu? Fetelor, liniștiți-vă. Tu vă dau pe mine, nu. Mamă! Ce? Tu nu o să mai primi. Exact asta. Și dacă o să pun, ce o să faci? Exact asta vreau să faceți acolo. Exact ce fac ele acum. Bă, dar voi numai stați, nu faceți nimic. Alexandra, deci zbor de aici. Alexandra, zbor. Ce faci? Bă, dar nu poți să faci. Te rog frumos, frate. Nu-i face nimic, o atinge să vadă dacă ce mă dăina ceva sau. Un joc, o pedeapsă, nu, Doamne. Iubire. Eu trebuia să trimit pe Alexandra. N-am cum cu asemenea. George pe Madalina. Dar ce am făcut, mă, că n-am înțeles? Să vorbesc. Ia. Hai, mă, George, ia-o acolo. Pulgul meu de-a mea. Lasă-i. Hai, soro, nu stai aici, că e periculos. Bună, băieți. Bă, dar ce ați făcut? E prea incapabilă să facă parte în acea. Hai, terminați-vă, că e un joc. Ce s-a întâmplat? Ia nu trebuie să facă niciun joc. Doamne, mai ce s-a întâmplat? Ferească, mă, Dumnezeu, ce oameni am putut să am. Hai, mă, Codruț, du-te acolo, fă ce trebuie să faci. Făcut aici? Nu, am atins-o pe Madalina și ce ca să nu mai pui mâna pe ea. M-am ridicat și am atins-o de nou, că dacă nu pot, dacă pun mâna pe ea, se întâmplă nu știu ce și am vrut să văd ce se întâmplă. Codruț, trebuia să stați doar. Mamă, iar ai pus-o pe sticlă. Hai să mă duc să o pe sora. Ba, așa a zis mai devreme. Nu, mă, dar ele nu trebuie să ia doar, ele doar să asiste, să asculte. Dar pentru cine ai dat rolul ăsta până la urmă? Elefanțelul meu cel mai mic. Nu încoace. Mamă, e și în verde. A, dar stai, elefantul șarpe. Atunci aici s-a ridicat. S-a ridicat și a venit la mine și a început să zică de Codruț, nu știu ce, dar eu n-am înțeles că eu salutam pe băieți și mi-a băgat mâna în... Nu, da, acum a doua oară. Mi-a omorât. A doua oară? Băi, Adriana, dacă voi sunteți obișnuită cu violența, îmi pare rău. Hai, mă, lai, zici că te-a omorât, pe bune. Du-te la pe bune. Du-te tu la balamut. Dacă mă lua ușor, nu ziceam nimic. Mi-a băgat mâna. Mai face sau nu face? Nu mai fac nimic. Nu mai fac nimic. Eu nu, n-am greșit eu. Să facă Marinescu și Alexandra. Haide, mă, Madalina, ce ai? Da, mă. Hai că ți le zi. Cum o imitam acum pe Alexandra? Ci că dacă te ating, ce faci? Ce-mi faci? Tu știi, rog, să te uiți. Mă doare rău. Deci cum o imitam acum pe Alexandra, mureați. Ce te doare? Lasă-o din vitrină. Asta nu știe de joacă. Eu am. Mai ales cu sora mea, Adriana. Fix la asta. După aia cu Romeo, după aia o luam pe Codruț. Am, mă, băi, să faceți și voi acolo. Nu mai vrea să facem, băi. Băi, mă luați la mișto. Hai, mai dă-i altă pe deapsă, ajunge. George. Nu mai vrea să facem. Dar cu cine, Marinescu, că suntem prea incapabili ca să putem bine să gândim, înțelegi? Ce treabă am eu, George? Păi trebuia să le explici în camera cealaltă lui Alexandra. Dar n-a făcut nimic, Alexandra, mă, băi, omule, n-a făcut nimic, Alexandra. Nu ea trebuia să facă o pedeapsă, eu cu Codruț trebuia. George, n-a făcut nimic, Alexandra. Iar atingerile astea cu o altă fată să o facă cu sora. Băi, George, liniștește că n-a făcut nimic, era lângă mine aici, ce ai. Doamne, Dumnezeule, nu a făcut nimic, s-a ridicat și a vrut și ea să te imite, să-l imite pe Codruț. Și a atins-o pe Madalina, asta a făcut. Pune mâna pe tine dacă vrei, Marinescu. Ferească-mă, Dumnezeu. Bă, dar ce am făcut, frate? Am omorât-o? Da. Alexandra! 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 Taci din gură acum. Nu, eu nu stau. Tu până acum spuneai așa. Păi, doamna Cristina, toți, pentru că eu nu o să accept niciodată să mă lasă-mă să taci din gură, da. Nu, dacă nu provoacă toată lumea, că mai am deloc un cartonaj, mă provoacă toată lumea. Tu, în momentul de față. Păi tu, în momentul ăla, eu am făcut toată lumea și tu vii să mă ambiți și mă iei în casă, nu faci ghearele alea. Ce se întâmplă? A venit și am făcut una pe tine să văd. Știi să faci un pan, numai panaramă și scandal știi să faci. Păi tu ai provocat această panaramă, nimeni altcineva. Taci din gură. Tu să taci, tu să taci. Ia vezi, da, pumnul în gură. Hai, să te facă să taci. Hai, atâta știți.
Ia uite, frate, de acum te-am omorât că te-am atins. Hai, nu te-a pus și de plâns? Băi, ai înțeles sau vrei să-ți desenești că tu româna nu știi? Să-i bași tu, doamne! Un pahar cu zahăr, soră! Ai nevoie de niște zahăr, soră? Băi, liniștiți-vă, că n-am fost eu! Mariana, te rog frumos să termin chestiile astea! Bate așa din potulești când auzi! Termină cu chestiile astea! Calmează-te, lasă-mi în pace! Bagă spumul în gură singur, Alexandru! Ia pumnul și bagă spumul în gură și vezi cât e singur! Așa îți mărești, îți calculești și dimensiuni! Am cumpărat, voi aveți probleme! Bă, ce cu voi, fraților, dați-vă cu reveneală! Ok, liniștește-te! Fă treaba aia când vrei! Bă, uite, dar trebuie să o faci! E pedeapsă, trebuie să o faci! Dar eu acolo mă... Hai, Codruț, hai! Să vină, hai! O, Maia! Dar nu, du-te de acolo, doamne Modelina. Haide, mă, o dată, intră rol. Du-te la Adriana, spune-i, hai, fă, soro, vino-n coa. Dar mie? Păi așa vă ziceți voi, hai, fă. Dar să nu vă facă, când ne auzi? Când ne auzi, mă, tu pe noi? Dă-i și un gust, că ei le-s cu pumnele și... Păi, da, vii ușor, dar mi-a băgat degetele, mă jur. Am văzut și eu. Hai, fă, soro, vino-n coa aici. Stai, be! Dar ce să faci cu ea? Nu vreau, dar le place cu cine vrea. Că nu poți să faci cu ea. Bine, hai, au terminat ele, continuați voi. Dă-i drumul la tu, hai. Ce să faci? Că nu poți să faci cu ea nimic, că nu stă. George. Vezi că Alexandra stă acolo, stă aici. Hai, ia pernuțele în brațe, dă-te, fă-te o fată sensibilă. Iar tu, George, să știi că ești cam invidios pe mine. Tu urmărești doar bani. Se ciudă să-mi fac eu cuplu. Eu să fiu ea. Deci tu nu vrei ca eu să-ți fiu un adversar puternic la cuplu. Tu vrei doar bani. Da? Deci că sunt favorit? Da! Da! Nu zic nimic, n-am ce să zic, n-am ce să comentez. Dacă așa îi place, așa să facă cu altcineva, nu cu mine. N-ai ce să-i faci, ce să-i faci? Dacă atâta știe. Atâta știe, atâta face. Cloșca mea frumoasă, de ce ești supărat? Da, să mă rareșe, că nu e caz. Eu te întreb de ce ești supărat. Codruț. Nu, no, ți-am zis că nu e caz, nu ce ți-am zis. Nu e nerva Codruț, because mormă e pe fundal Codruț. Care a fost provocarea? Ele să intre în rolul la băieți? George să fie în rolul Mădălina, Codruț în rolul Alexandru și când au ajuns aici, nu era vorba că și ele să fie în rolul lor. Am intrat aici, Rareș, și a zis Marinescu, faceți și voi. Mă lași să termin? Păi da, și eu ce-am făcut? M-am dus și am atins-o un pic și vine ea și mă amenință pe mine. Nu știu cine poate purta locul tine. Bă, da, câte dușmanist aici am văzut. Păi asta urma și eu să-mi zic. Dar ce i-am făcut că n-am omorât tu? Scârba aia și zic și poartă asta și aia. Doamne, ferește, mă, da, ești atât de bun. Vorbește ăla de ce? Așa. Și care? Nu, îi place să se victimizeze. Vorbeam și... N-auzi că vorbeam continuu lângă mine, n-aveam ce legătură. Îi place să se victimizeze. Și după recurge la amenințări. Că dacă pui mâna pe mine, o să vezi tu ce se întâmplă. Și am vrut să pun mâna să văd ce se întâmplă. Și chiște, nu s-a întâmplat nimic. Se pui mâna așa. Da. Păi și noi am pus-o? Da. Păi și? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Nu. Eram curios să văd ce se întâmplă. Băi, și așa nu mă înțelegeam cu femeile alea că vorbeau două dată. Mai vorbește și Codruț pe fundal. Și tu faci așa. Bă, eu nu mormăi. Nu tu. Eu mormăi pe fundal? Dacă vreau să vorbesc. Bă, strig, tu strigi. Am zis ce am de zis, am încheiat. Diferența că dacă zici, hai, Codruț vorbește, gata, nu mai are. Da, nu mai vorbește, da, nu știu. Începând de acum, mă jur pe ce am eu mai sfânt, că pentru mine ești invizibilă. Nu mai există. Pentru mine, tine ești invizibilă? Da. Dar tu pentru mine n-ai existat niciodată, soro, așa că stai tu liniștit acolo. Ia vină! George! Vreau să mă joc și eu cu tine! Vreau să mă joc și eu cu tine! Ceva, mă jur pe cea mai sfânt, mi-am luat bagajul și am plecat. Atâta zic. Diferența dintre mine și tine e foarte mare. Și cum e? Pe mine, la mine vin băieții, dar tu mergi după... Eu n-am mers, e problema, n-am mers după mine. Tu mergi în limba după ei, la mine vin ei. Hai să-ți dau și un exemplu. Pe mine mă duc acasă, pe tine la hotel. Alexandra a venit în emisiunea asta ca să n-ajungă la hotel cu bărbații. Alexandra, ți-e teamă că ar putea să-ți ia Mădălina locul? Teamă îmi este doar de Dumnezeu și cam atât. Cele mai votate trei fete în ordine aleatorie. Cine sunt cei mai votați trei băieți? Oh,
Dar acum așa e inofensiv. Pe tine? George, acum cer milă acolo? Stai așa inofensiv? Da, cer tratament special. Cer tratament special? De ce cer tratament special? Poftim? Cum poftim? Nu poftim, că să pleacă. Dar nu, hai să stau acolo, eu stau aici. Vorbește frumos. Bă, păi așa vorbește și ea. Asta cu poftimul e late. Da. Îl învățați. Nu, mă, fă soro, hai, vină. Stau lângă tine, soro, că fără mine nu poți, soro, hai. Înțelegi, George? De ce ești tu așa invidios pe mine? Pornește-te, soro! Da, de ce crezi că sunt invidios pe tine? Pentru că sunt favorită mereu în fața ta, de aia, bineînțeles. Da, ce hai, fă soro, vină. Da, sunt foarte invidioasă pe tine pentru că ai început să câștigi foarte mulți bani. Și ce, vrei să fii contabilul meu să numeri banii? Bine! Dă-i! Vrei să te plătesc să fii contabilul meu? Da. Să numeri banii? Da. Câți bani am făcut până acum? Vezi că contabilul tău, Alexandru, este rare și cu Alexandru, așa că nu o mai băga pe Mădălina. 13.000, zi mai departe. 13.000 de... 367. Nu, că o mai făcut 2.000. 16.300 greșit. De euro. 16.000 de... Atât de incapabilă ești încât nici măcar nu știi câți bani ai strâns. Dar de ce mă jignești? 16.300 și nu mai știu cât. Dar de ce mă jignești? Ce mă jignești? Eu sunt o fată sensibilă, nu-mi plac mie certurile cu tine, Alexandra. Niciodată n-am zis asta. Că nu-mi plac certurile. Am spus ok, dar ești o fată sensibilă. Tu cauți doar ceartă. Georgiano? Georgiano? Hai! Tu cauți doar ceartă. Avem așteptări. De ce spui că sunt mahalajoaică? Uite ce finuță sunt. De ce râzi acum? Ești finuță? Păi eu sunt finuță, dar de ce? Vezi că dacă îmi deschid eu gura, trebuie să zic cum mai... De ce l-ai influențat pe Codruț împotriva mea? Mai dispus, eu? Alexandru. Tu, da, de ce l-ai influențat? Păi Mădălina lui George. Păi nu l-am crezut capabil pentru... Nu l-am crezut bun pentru tine. Păi e Mădălina. A, da, și băiatul nu e capabil? Poftim? Băiatul nu e capabil? Alexandru, băiatul și Mădălina îl vezi pe George. Da, băiatul nu e capabil, Romeo e capabil? Nu vreau să-mi dau cu părere. Poftim? Nu vreau să-mi dau cu părere. De ce nu vrei să... Eviți întrebarea mea? George, zi mai disperat. Întrebare. Bă, continuați. Nu mai mahala, știi să fie. Bă, continuați. Băi, nu mai mahala. Asta adică nu zic mahala. Să țip, eviți întrebarea, adică eu pe Codruț chiar îl plăceam și îl iubeam și tu îl întroci împotriva mea? Îl iubeam? Tu? Ieși, hai, ieși. Ești tu. Ieși. Că ești tu, că tu ești din mahala. Ești tu afară. Cum vă-ți ai tu? Cine ești tu aici să ne spune ouă să tăcem mereu? Taci tu, că tu la vorbe, taci! Dumnezeu, ferească Dumnezeu! Hai că am țipat eu. Taci! Taci, că taci! George! Taci, taci! Vezi că dacă aduc eu niște lucruri, este dacă deschid gura, să-ți pară rău! Nu. Oricum, nu faci bine ceea ce faci tu acum. Ieși afară, ieși. Acum nu faci. Ieși afară ca taști, ieși afară. A, deci tu îmi zici mie să ies afară și eu chiar crezi că ies afară când nu cum ies afară? Ies eu afară când am chef. Ies afară când vreau și când am chef, pentru că vreau și că pot. Da, pentru că astea sunt singurele tale cuvinte și vocabular. De ce stai acolo și pentru că vreau și că pot. De ce stai acolo și mă înștigi? Mai am două cartonașere și mai vrei unul și plec acasă? Nu mai fii așa recalcitrant, tot ce afară. Vrei să-mi elimini emisiune? Ia un pahar cu zahăr și calmează-te. Eu nu vreau să te instig pentru că eu vreau să stai aici cu mine până în finală, că eu să câștig acel cec de 10.000 de euro. Care cec? Că tu doar bani ai în gând. Păi da, tocmai de asta. Ești invidioasă pe mine că ai banii. Vreau să mă duc cu tine până în finală să câștig acei bani. Potolește, te lasă pe tine să câștigi. Tu de ce te bagi, pe tot parcursul. Tu de ce te bagi? Competiție și băi, Divo, lasă-o, soră, Divo, taci, Divo, să taci, Divo, da, care este problema ta? Și măcar nu știi ce înseamnă cuvântul Divo din vocabular. Habar nu ai să dai o explicație. Divo? Înseamnă, uite ce ești tu acolo, înseamnă Diva. Adică eu, dar tu ești Divo fake. Vezi că o Divo niciodată nu stă așa. Uite că stau picior așa. Deci o divă sta așa cum stau eu cu da. În față. Da, da, așa. Da. Așa. Pare rău. Uite, i-am iar tu George am faci. Eu sunt dat natural. Oh, sure. Vai, divele nu se împiedică. Se uite pe unde merge. Divele nu se împiedică. Nu se împiedică. Divele se împiedică. Divele nu se împiedică. Tu ești recalcitrantă. Măcar nu știi cum pe recalcitrantă. Ia că ți-a crescut tensiune. Vezi să-mi dai pe mine. Nu dau. Aia nu-i Mădălina. Stai. Vino, mă dă-n coace. Vino, rebu. Dar te pasă, Ram. Bine. Vezi, toată lumea sunt împotriva noastră. Dar noi doi ne iubim. Asta e varianta lui Mădă, nu e varianta lui Marian. Deschide gura, Alexandra, că poate ți-au... Nu, bă, nu poți. De ce faci mișto acum? De ce faci mișto acum? Hai, mă, ieși. Soro, tu unde fugi? Te las cu Mădălina. Bă, Soro, vino-n coa. Haide, fără, Soro. Alexandra, îmi pare rău, data trecută n-am găsit zahăr, dar acum am găsit fix pentru... Nu, dă-i așa să se mână peste ea. Dă-i așa. Să plimbă, cască cu răzut. Nu, dă-i aici, dă. Nu, dăm zahăr. Eu, dacă am zis că mă ratam că-ți promite că-ți dă. Ieși, pă, de aici. Uite, ți-am zis că numai cuvintele astea le-ai în vocabular. Fă, bă,
ăsta, asta poți. Dacă ăsta sunt, asta vreau, ăsta sunt. Asta poți tu. Iar tu, Romeo, ce ai făcut în camera roșie? Ia explicăm. Romeo, cu tine vorbesc. Nu se aude. Alexandra. A, nu se aude, spală-te în urechi. Da, da, Alexandra, te ascult. Ce ai făcut în camera roșie? Alexandra. Romeo, Romeo, fii băiat inteligent și deschide. Stai pe acolo, stai jos, nu mai comenta tu, lasă-mă să port în dialog cu băiatul nou, stai acolo. Băiat deștept, Romeo. Alexandra, Codruț, Alexandra. Nu, din Romeo. Alexandra. Codruț, cu tine n-am ce să vorbesc. N-am ce să vorbesc cu tine, nu te vreau. Data viitoare, că vreau, n-am ce să vorbesc cu tine. Imită-mă ca lumea, te rog frumos. Codruț, cu tine. Unde e energia în voastră? Bine. Ești Codruț, 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 ești un băiat. Codruț, Codruț, ești un băiat prea bun pentru tine. Ești, ești. Ia, 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 țipă puțin, țipă. Asta ai vrea tu să auzi? Țipă, țipă. Ești, așa, mai tare, mai tare. Ești, așa. Ăsta e zorul. Vino în viața mea. Acum e bine. E bine. Romeo, poți să am și un dialog cu tine sau ce? Da, vorbești? Ei, spune, dragoste, draga mea. Ce ai făcut în camera roșie? Dragostea mea deja mă linți? Să-ți fie rușine. Bă, dar nici cum nu-i bine cu tine. Bă, fă, doamna, spui tu mie. Da, scuze. Ia zi, ce ai făcut în camera roșie? Da, bine, Codruț, tu de ce râzi acolo? Nimic, am purtat un dialog. Că vreau și căpot de aia. Da? Cu cine ai purtat? Stai că trebuie să-mi permită Andrada? George să râd. Eu care te credeam un băiat foarte matur. Auzi, stai că trebuie să-mi permită George să râd. Am te uitat. Credeam un băiat matur și tu așa faci. Tu știi de când te aștept eu pe tine? De 3 sezoane. Și mai aștept încă 3. Că nu ești ceea ce vreau eu, să știi. Îmi pare rău. De ce nu vorbești cu mine? Tu vrei să ai dialog cu mine? Nu poți să vorbești? Îmi fac un rog. Deci tu nu ești bărbatul ăla adevărat pe care aștept eu? Bine! Păi poate nu sunt, nu știu, de ce te-ai intimidat acum? Ai atitudine. Dacă vrei să fii cu mine, trebuie să te ceri cu toată casa. Ea a venit și m-a prins și mi-a făcut așa. Și eu i-am zis atât, te rog frumos, dată viitoare să mai pui mâna pe mine. I-am zis că nu mai pune mâna pe mine. Și m-am așezat jos. I-am zis că dacă mai pui mâna, o să vezi-o. Și ea a făcut anumit să vină să... Că se vadă ce să fie. Da? Ce-mi faci tu? Ce-mi faci? Și a venit și tot îmi făcea așa, ai văzut? Tot punea mâna pe mine. S-a închis conexiunea. Că ea crede, da, că ea are impresia că... Că ea are impresia că eu sar la bătaie, la bătaie la ea sau ce? Da, da, fata mea, ea sar la bătaie. Da, oare când s-a ridicat? Păi atunci. Și ce a făcut? A venit la mine să-mi pună mâna pe mine, să mă instig. Dar de atent? Da! A pus mâna pe mine. A zis că ia să văd ce face. Ia să văd ce face. A, da? A, da? Bun! Eu mă rog să nu vadă tatăl meu. Să nu vadă tatăl meu că asta pune mâna pe mine. Asta zic. Asta zic. Eu nu mai permit. Eu nu mai permit ca fata asta să mă jignească non-stop și să vină să pună mâna pe mine. A instigat. A instigat. Asta înseamnă instigare. Instigare nu înseamnă că o instig din vorbe. Dacă mă pun lângă ea... Nu am înjurat-o, nu i-am făcut absolut nimic. I-am zis, te rog frumos, să nu mai pui mâna pe mine. Nu-ți permit. Și dacă o să mai pui dată mâna pe mine, o să vezi tu. Da. Asta i-am zis. Da? Vă rog frumos. Faci tu ceva. Și ea mi-a spus că eu să-i dau eu cardacine, să-i fac parte din producție, să-i dau eu cartonaș. Asta, dacă tot duce capul, tot duce capul. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Eu întâmpând acum o vorbă. Dacă se ridica cineva așa la ea. Dacă se ridica așa cineva la ea și hai, nu mă atinge și să te ating din nou, ce facea? Ce facea? Pleca acasă? Nu ia, a vrut să faci tu. A vrut să faci tu, nu ia. Da. Ce-ai Madalina, bucă? Ce te doare? Ce te doare, Madalina? Ești invidioasă că ai eu banii? Ce te doare? Lângă tine zi păi, de zi. Păi, bucă, mă vorbește! Și n-are curat să-ți spună în față ceea ce îi spunea lui aia. Cât are e chef, care e problema? Eu vorbesc cu cine vreau și când vreau. Vorbești cu cine vrei? Păi nu mai vorbi despre mine. Poate vorbească cât vrea ea. Dacă viața a spus că dacă mai dă mâna o dată pe ea se întâmplă ceva, de ce te ridică și ai pus mâna din nou pe ea? Mine. Draga Alexandra, bine, poți să vorbești draga Madalina, când vrei de câte ori ai spus în lucrul ăsta până de vreo 70 ai de ori? Ai instigat la bătaie! Eu te-am instigat pe da. Tine! Ai instigat, da! Da! Asta înseamnă instigare! Da! 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 Deșteaptă-o! Nu, orice simplu, ce vei face tu dacă eu voi pune din nou mâna pe tine? Asta te-am instigat pe tine la bătaie, serios, că știi și tu să bați. Începând de acum, mă jur pe cea mea mai sfânt că pentru mine ești invizibilă. Nu mai există. Pentru mine, tine ești invizibilă? Dar tu pentru mine n-ai existat niciodată, soro, așa că stai tu liniștit acolo. Alexandra, auză, dacă îți făcea cineva așa, tu ce făceai? Eu am luat? Ai vrea tu să fi luat eu bătaie? Auzi, dacă îți făcea ție cineva așa, tu ce făceai?
Bătaie? Da, am luat de la mama când eram mică. Ai luat, ai luat și de la bărbați, angro, nu, de la, nu doar de la maică ta, stai liniștită, că ai luat, ai fost bătută, vai și amar. Mi-a șoptit o păsărică că tu ai luat bătaie. Ești obișnuită să fii bătută. Dacă tu ești obișnuită, nu înseamnă că suntem și păi eu nu vreau să zic și eu ceva. Eu de la am o părere. Eu am și spus aici în emisiune că ne băteam reciproc. Da. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.